În mod normal, ar trebui să ne anunțe că suntem în Da, direct. imediat, imediat, că ăsta a plăcut-o pe Pe mine noi. m-a anunțat. Și pe mine, m-a anunțat aici, pe... Da. Și azi ăsta cred că putem începe, nu? Dacă tot ne-a anunțat pe toți. Bună seara, dragi prieteni, și bine ați venit la întâlnirea din seara asta. O întâlnire pe care mărturisesc, o aștept, am așteptat-o cu multă nerăbdare încă din momentul în care ea a fost pusă la cale. E, cred, prima dată când organizez și organizăm o întâlnire în mediul online în care principalii protagoniști sunt niște tineri, după părerea mea niște tineri absolut minunați pe care veți avea ocazia să-i cunoașteți în seara asta. Eu sunt Doru Căstăian și am să dau rapid cuvântul, hai să spunem, adulților din organizarea evenimentului, care sper să nu abuzeze de cuvântul pe care îl dau, ca să lăsăm cât mai mult timp pentru dezbatere tinerilor. Nu înainte de a vi prezenta pe tinerii pe care îi avem astăzi alături de noi, la evenimentul de dezbatere, da, despre vot cu generația Z, un eveniment din cadrul proiectului Votez, un proiect organizat de Casa Corpului Didactic din Galați împreună cu mai mulți parteneri pe care am să-i amintesc acum aici. Vorbim în primul rând de Consiliul Județean și de Consiliul Național al Elevilor, vorbim de proiectul Merito, vorbim de Inspectoratul Școlar Județean, Universitatea Dunărea de Jos și nu în ultimul rând firma Synergetics, care ne ajută foarte mult pe partea logistică și al cărei reprezentant este aici cu noi, Vali Ifri. În seara asta alături de noi se mai află și Doina Geru, care este directoarea Casei Corpului Didactic din Galați și pe care o salut. Iar eroii întâlnirii noastre, cei cinci tineri pe care vom avea plăcerea să-i ascultăm în seara asta, sunt Ștefania Dragnea de la Colegiul Național Gheorghe Murgoci din Brăila, Aura Maria Badiu de la Liceul de Arte Dimitrie Cuplin din Galați, Emanuela Popa de la Facultatea de Istorie, Filozofie și Teologie din cadrul Universității Dunărea de Jos din Galați, Emanuela este studentă la Filozofie în anul 1, Maria Rotărescu de la Colegiul HD-ul din Buzău și Robert Dău de la Colegiul Național Vasile Alexandrii din Galați. Sper că n-am uitat pe nimeni, n-am zis nimic greșit, n-am reținut atâtea nume de personalități istorice ca de când țin minte școli, recunosc nici când eram elev. Înainte de a-i lăsa pe copii, pe mâna mea, ca să zic așa, să le pun întrebări, mă rog, nu sunt chiar copii, dar eu am ajuns la vârsta la care așa par pentru mine, am să o rog pe Doina să spună și ea două cuvinte. Doina, te rog. Mulțumesc, bună seara, dragi prieteni. Eu m-aș încadra în două cuvinte și asta înseamnă bucurie și curiozitate. Bucuria că suntem gazda unui eveniment așa de minunat și care se anunță a fi foarte interesant, și curiozitatea de a vedea ideile pe care le au tinerii despre implicarea în ceea ce se numește societatea civilă și în societatea noastră de astăzi. Eu vă voi asculta cu multă curiozitate și vă mulțumesc că sunteți acum cu noi, vouă celor care ați venit aici în panel și tuturor celor care ne urmăresc acum live pe Facebook. Mulțumesc, Doru, și succes! Mulțumesc și eu. Să știi că am emoții și că îmi doresc singur succes. Vali, te rog să ne spui și tu două vorbe. Dacă preferi să ne spui mai multe la final, e ok, dar acum să începem cu primele două, ca să spunem așa. Ai microfonul închis. Eu aș spune trei vorbe, nu sunt ale mele, sunt ale unui fost președinte american care avea o formulă pe care o folosea frecvent: don't boo, vote. Sunt foarte curios
ce o să spună invitații din seara asta. Te felicit pentru ideea dezbaterii și felicit Casa Corpului Didactic pentru ideea proiectului și pentru rolul pe care și-l asumă în tot procesul ăsta de implicare a tinerilor în zona civilă. Îi las pe ei să vorbească. La rândul meu sunt extrem de curios să aflu ce au de spus. Mulțumesc, mulțumesc foarte mult, Vali. Vom începe dezbaterea noastră. Îi anunț pe cei care ne privesc și din interiorul Zoom-ului și pe pagina de Facebook a GC de Galați că pot adresa, pot pune întrebări în tot timpul ăsta. Eu am să contabilizez și am să citesc întrebările și la final o să avem și o sesiune de răspunsuri și de întrebări în baza lucrurilor pe care ne le transmiteți. Mulțumesc și eu, Valiu, pentru cuvintele frumoase. E o dezbatere și cei care mă cunosc și ne cunosc pe cei de la Casa Corpului Didactic știu că nu organizăm dezbateri doar de dragul de a organiza. Când am început și am pus pe hârtie prima oară ideea proiectului, cred că era acolo, dacă mi-aduc bine aminte, ne-am pus problema, ok, cum să facem ca să nu facem încă un proiect clișeistic și dogmatic și axiomatic despre vot, da? Cum putem face ca să reușim să nu fim plictisitori și redundanți și să enervăm inutil copiii, ci chiar să ajungem cumva la mințile lor. Pentru că trebuie să o recunoaștem. Există foarte multă reticență în privința acestor idei. Sunt subiecte sensibile, sunt subiecte care fie îi lasă pe oameni complet reci, fie încing spiritele. Și credem noi am reușit în tot timpul ăsta să aducem câteva elemente cu adevărat originale și inedite. Unul dintre ele e faptul că nu niște adulți le-au spus unor copii că trebuie să voteze și că e foarte important, ci în general am permis tinerilor să vorbească unii cu alții și să-și spună unii altora dacă este important, de ce este important și așa mai departe. Și cred că se cade să începem dezbaterea asta plecând de la întrebarea întrebărilor, ca să spunem așa, cea mai sensibilă dintre ele. Este cu adevărat important? Pentru că s-ar putea să nu fie atât de important pe cât ne imaginăm noi adulții. Și cred că o greșeală e faptul că întotdeauna considerăm lucrul ăsta o axiomă. Măi copii, este nemaipomenit de important să vă implicați în viața democratică. E foarte important, nu vă putem spune exact de ce, dar simțim noi că e foarte important. Și de aceea, întrebarea mea, prima întrebare către ei toți, dar o să începem, aș începe cu Maria și aș întreba pe Maria întâi și după aceea sigur invit pe toți să răspundă dacă e sau nu cu adevărat important ca generația tânără să participe la viața democratică și la jocul democratic inclusiv prin vot. Te rog, Maria. În primul rând, bună seara celor care ne urmăresc și vă mulțumesc, domnule profesor Doru Căstean, pentru invitația la acest eveniment. Ca să preiau întrebarea dumneavoastră, care desigur e una care poate lăsa loc multor interpretări și discuții, mă leg de ceea ce spuneați și anume de faptul că adulții sunt cei care ne-ar îndemna să votăm, pentru că e important chiar dacă ne aduc sau nu argumente solide în acest sens. Și vă voi spune că nu e chiar așa și că, așa cum percep eu lucrurile, cred că mai degrabă generația tânără e conștientă de importanța votului. Cel puțin asta remarc între colegii mei. Am foarte mulți prieteni care sunt mai convinși de faptul că trebuie să voteze decât părinții lor, care probabil au ajuns la niște concluzii și la un anumit nivel de frustrare după viața de adult în România. Așa că de ce să votez din perspectiva unui tânăr? Pentru că viața de-abia începe și pentru că sunt atâtea lucruri de făcut și ai nevoie de cadrul în care să îți desfășori existența, astfel încât nu poți lăsa soarta ta în mâna
celor care nu vor mai ajunge să se bucure sau, mă rog, să experimenteze efectele votului, pentru că despre asta e vorba. De ce trebuie să votăm? Votăm pentru că ne pasă de ce va fi cu noi. Suntem conștienți că devenim adulți, că suntem la vârsta critică în care începem să ne lovim de problemele vieții și atunci firește că realizăm că e important să ne alegem conducătorii. E drept că în școală nu prea ni s-a dat ocazia să înțelegem cât de importantă e de fapt politica și cât de mare e implicarea ei în viața noastră, care sunt efectele bănuite și nebănuite asupra vieții cotidiene, de la taxe absolut banale, de la obiecte pe care ni le cumpărăm, până la viitoarele taxe pe care va urma să le achităm în momentul în care ne vom lua viața în propriile mâini. Și atunci, cred că o educație civică în acest sens n-ar strica, dar partea bună este că, din ce am observat, tinerii au această apetență către informare și, prin urmare, fac tot posibilul încât să înțeleagă pe cont propriu, din vari domenii, vari resurse, vari surse de informare, de ce ar trebui să voteze. Și înțeleg, iar asta mie îmi dă foarte multă speranță. Mulțumesc! Dacă oricare dintre invitați simte nevoia să intervină, rog să o facă. Aura, tu cum vezi lucrul ăsta? Consider în primul rând că Maria a atins multe puncte foarte importante, însă ce aș mai avea eu de adăugat este că poate e vorba de sfera mea de activitate sau poate e vorba de persoanele cu care stau și cu care îmi petrec timpul, însă eu mereu observ tinerii implicați. Dumneavoastră ați întrebat dacă este necesară această implicare sau dacă ni se spune de către alte persoane dacă este necesar să ne implicăm. Însă eu cred că tinerii, de fapt, au această dorință de implicare, poate venit și din dorința de nou, de a vedea ce mai pot eu să fac astăzi, dar e ceva venind din interiorul lor. Cunosc foarte mulți tineri implicați, chiar nu știu dacă cunosc un tânăr care nu s-a implicat într-o activitate de voluntariat sau nu scrie, nu desenează, nu... toate aceste activități care cumva conturează experiența asta, chiar dacă nu ne raportăm neapărat la vot. Însă votul este și el foarte important și cred că de la începutul verii văd tot mai mult elevi și tineri, după cum am menționat, care pun foarte multă presiune în sensul ăsta, adică nu se mulțumesc doar cu un eveniment despre vot, două evenimente, trei, ci pur și simplu e ceva constant, e un șir de evenimente și un șir de texte și de îndrumări venite din partea tinerilor pentru tineri și consider că e foarte interesant, e foarte important și vine totul din partea lor. Da, eu cred că ai dreptate și nici n-aș vrea, aș vrea să fie clar lucrul ăsta, nici n-aș vrea să dăm vreun, cum să spun, să punem întâlnirea asta sub, știu eu, semnul unei, știu eu, tristeți de astea metafizice, domne, vai, tinerii noștri nu se mai implică sub nicio formă și așa mai departe, pentru că adevărul nu e ăsta. Și eu am același sentiment cu Aura. Mai mult decât atât, eu fiind ceva mai în vârstă decât Aura, nu cu mult mai în vârstă, am putut să văd, de exemplu, Consiliul Elevilor funcționând și mai pe la începuturile sale, când cred că unii dintre voi erați de bebeluși. Și aș spune că e una dintre instituțiile care, după părerea mea, a crescut absolut spectaculos în ultimii ani. Are acum o atitudine matură. Sigur că uneori se mai vede avântul tinereții în anumite reacții, însă una peste alta, Consiliul Elevilor e, chiar e un, cum să spun, o instituție a celor implicați. Mai mult, cred că și datele statistice ne arată că nu e cazul să plângem cu lacrimi de crocodil. La actualele alegeri locale, segmentul tinerilor celor între 20 și
45 de ani care au votat a fost semnificativ mai mare decât la precedentele. Deci nu cred că e cazul să plângem. Însă aș veni cu a doua întrebare și am să rog pe Emma să încerce un răspuns data asta. Emma fiind cumva, deși nu foarte departe de vârstă, ca vârstă de voi, fiind totuși de partea cealaltă a baricadei școlare, ajunsă studentă între timp, aș întreba-o pe Emma dacă, după părerea ei, votul chiar poate schimba ceva. Maria spunea mai devreme, nu trebuie să lăsăm pe mâna altora lucruri care ne privesc pe noi. Și aici eu aș veni și aș spune, ok, dar taman ăsta este sentimentul pe care l-au foarte mulți dintre cei care nu votează. Și anume că de fapt votul lor nu schimbă mare lucru. Și de aceea te-aș întreba, Emma, tu cum vezi lucrul ăsta și ce îi spune cuiva care te întreabă, măi, Emma, să votez sau nu? Eu aș... Bună seara, în primul rând. Cred că o să fiu puțin cam dură în exprimare. Aș vrea să spun în primul rând că mie mi se pare că toată lumea vrea democrație, dar nu vor... Li se pare prea greu să pună o ștampilă pe o hârtie. Dar toți vrem democrație, bineînțeles. Dacă votul nu schimbă nimic, înseamnă că cine spune asta recunoaște sau afirmă că trăiește în democrație, deci probabil că acuză sistemul, să spunem, de altceva. Și în aceste condiții, de ce nu faci nimic? Nici așa. E cumva un cerc logic vicios acolo, da? Nu se schimbă nimic, dar nici nu facem nimic ca da. Să se schimbe anumite lucruri. Dacă crezi că asta nu este democrație, ar trebui să faci ceva ca să fie democrație dacă ți-o dorești. În Grecia antică se aștepta de la cetățeni să te implici în viața politică și în guvernarea țării, iar dacă nu făceai, erai considerat complet incompetent. Chiar idiot, nu? În sens etimologic. Chiar de acolo vine și cuvântul, așa, asta însemna. Deci, cred că asta ar spune cam multe. Eu cred că votul schimbă ceva, pentru că de asta și votăm, de aia se-și fac alegerile, pentru că altfel am sta într-un stat și nu s-ar mai vota, nu? Pur și simplu ar face cineva legea. Problema este că... lumea nu se duce, ori se duc prima dată tineri, o să mă iau și de tineri puțin. Mulți zic că... mulți spun că vreau să văd și eu cum e. Adică vreau să mă duc să văd cum e la vot, ce fac, unde pun ștampila, cum e ștampila aia, dar nu cred că se gândesc care, ce responsabilitate grea este de fapt pe umirii unui om atunci când votează și nu la grea în sensul că e, nu în sensul rău, dar în sensul că decizia ta chiar contează. Dacă te duci doar din curiozitate sau te duci ca să te duci. Bine, acum, da, eu înțeleg și dacă îmi permis să intervin un pic. Acum, eu n-aș vedea neapărat lucrul ăsta ca fiind unul rău. Acum să fim serioși. Eu m-am dus la filozofie pentru că mi se părea cool ideea. Nu aș putea să spun vreo secundă că m-am dus la filozofie pentru că eram pe deplin conștient de puterea formatoare cognitivă și epistemologică a acestei discipline. Nu. M-am dus pentru că suna cool așa să fiu la filozofie și în general și aș putea să spun că abia acum, după atâția ani de filozofie și după câteva diplome în domeniul ăsta, încep să realizez de fapt cam cât e de faină și de interesantă filozofia. Adică nu le-aș reproșa neapărat tinerilor faptul că nu sunt pe deplin conștienți. Până la urmă și joaca, pentru că e o joacă, cumva, joaca asta de funcțiile, de alegerile interne, de implicările și mai departe, e una din armele cu care ființa umană se pregătește pentru viitor, imitarea celorlalți. De la, să știți că deja avem în public
oameni care ar vrea să întrebe lucruri și deși inițial anunțasem cumva că vom lăsa sesiunea de întrebări și de răspunsuri pentru final, cred că am să permit din când în când celor care vor să întrebe să intervină și să întrebe. De la cel mai de la decanul de vârstă acestui panel, care are cât 20 de ani, nu? Așa, trec la cel mai mic membru al acestui panel. Ștefi, cum se vede implicarea la 15 ani? Nu poate fi vorba de vot, dar tu simți că e de datoria ta cumva să intri în viața asta și în jocul ăsta democratic? Sincer, din moment ce sunt abia clasa 10, nu mi-am bătut capul foarte tare cu ce să fac pe parte democratică și dacă să mă implic sau nu, dar, sincer vorbind, îmi place foarte mult perioada alegerilor când privesc toate minciunile care sunt spuse și mă amuz și sunt ceva din numai oamenii chiar cred asta, pentru că, din perspectiva mea, care sunt încă la școală și care mă confrunt cu problemele învățământului, sunt de părere că nu e neapărat o problemă faptul că nu mergem la vot, este o problemă că cei care merg la vot nu știu ce votează. Ei cred că, mamă, dacă l-a ajuns la televizor și a spus asta, înseamnă că el chiar poate să facă treaba aia. Noi nu știm ce e Constituție, nu știm ce s-a dat reguli, pentru că noi nu învățăm asta. Noi n-am fost învățați cum să înțelegem ceva când este greșit și când este corect. Noi efectiv luăm totul de-a gata. Pentru mine asta este marea problemă și mă amuză cum adulții chiar cred tot ce se întâmplă în jurul lor. Și se face, mamă, ce tare e! Tu știi că cel mai credibil mincinos e ăla care crede ce spune. Deci ăla este, cum să spun, este ultimul nivel în maestria, hai să spunem, prezentării deformate a adevărului, ca să nu zicem chiar minciună. Însă, uite, dacă simt așa o ușoară vehemență în vocea ta și e bine că e așa, mai mult, eu chiar am să revin la un moment dat la problemele învățământului, cum le spui tu, și la felul în care formăm competențe civice în școală. Dar până atunci te-aș întreba așa, dacă tu ai fi politician, e o întrebare pentru toți și haideți să trecem într-un mic tur cu întrebarea asta. Dacă tu ai fi acum un politician în campanie și nu ți-ai propune să faci 1000 de promisiuni pe care știi că n-ai cum să le onorezi și ar trebui să promiți un singur lucru pentru a îmbunătăți, să spunem, calitatea învățământului și a felului în care formăm competențele civice, care ar fi ăla? Ce ai promite tu alegătorilor? E foarte greu să răspund la întrebarea asta, pentru că asta e punctul sensibil al tinerilor. Adică dacă aș promite că o să aduc îmbunătățiri învățământului, sigur aș atrage votul tuturor tinerilor. Dar pe de altă parte nu știu ce să îmbunătățesc exact, pentru că sunt mult prea multe de îmbunătățit ca să le cuprind pe toate într-o singură chestie. Alege una, nu trebuie să le cuprinzi pe toate. Nu știu ce să zic. Adică chiar nu vine nimic atât de rău în cap în momentul ăsta încât să zic că bă, asta trebuie simată prima dată, pentru că toate-s nașpa. Eu cred că toate-s nașpa, ok. Da. Știi că dilema asta logică se numea dilema măgarului lui Buridan. Buridan era un logician medieval și nu e vorba de un măgar adevărat. Măgarul lui Buridan ajunsese să moară de foame pentru că se afla între două pajiști și nu se hotăra cu care să înceapă, știi, să pască. Păi poate că așa fac și politicienii noștri. De fapt, au atât de multe intenții bune încât nu se pot hotărâ, domnule, cu ce să înceapă, ce să schimbe întâi și întâi. Robert, tu ce ai schimbat dacă ai fi un politician în campanie acum? Deci problema cea mai mare la noi e tocmai această, nu știu, mereu la 4 ani trebuie să se schimbe radical totuși ideile. Adică eu n-am garanția că dacă acum promit ceva chiar o să am, nu știu, nu neapărat timpul, dar nu o să am așa niciun impediment în a realiza ceea ce trebuie. Și problema la noi este și că e foarte multă birocrație de care te putea lovi. Elevii știu că așteaptă schimbări.
ce cel mai important ar trebui ca ei întâi să fie consultați, pentru că eu, da, sunt elev, dar eu văd doar o parte, văd problemele care sunt la mine în școală, dar problemele care sunt la mine în școală nu sunt în toate școlile și așa mai departe. Dar ideea de bază aici e că... Da, zic, crede-mă, problemele de la tine din școală sunt ultimele probleme de învățământul românesc. Da, da. Și eu nu știu dacă, acum chiar dacă aș fi în postura unui politician, nu știu, nici eu n-aș crede dacă ar fi să promit ceva, că până la urmă chiar voi și îndeplini. Am înțeles. Ok, cu permisiunea voastră am să dau cuvântul și dreptul de a pune o întrebare unei eleve din public. E vorba de Crina Mănăilă de la Liceul de Artă, care a cerut permisiunea să intervină. Crina, dacă mai ești cu noi, te rog să... Da, mai sunt. Salut. Deci, eu am vrut să intervin când am auzit-o pe Emanuela vorbind. Mi-a plăcut foarte mult ce a spus Ștefi după și se prinde foarte mult de intervenția mea. Am auzit-o că spune că oamenii vor democrație, dar totuși aleg să stea acasă și să nu voteze. Păi democrația este puterea de liberul arbitru al unui om. Este votezi dacă vrei și cu cine vrei. Liberul arbitru nu înseamnă dă-te la vot, punct. De exemplu, există discrepanțe în inteligența, IQ-ul și educația unui om. Dacă un om foarte educat alege să se ducă la votat pe când altul stă acasă și nu votează, mie mi se pare un beneficiu tot pentru cei educați, din cauza că cei care nu au cum să spun, informațiile necesare pentru a face o decizie informată să voteze. Până la urmă, dacă suntem într-un sistem democratic, trebuie nu să punem atât de multă emphasis, nu vine cuvântul român. Accent, da, accent. Da, nu trebuie să punem atât de multă presiune pe a vota, ci a vota informat. Sau a face o alegere informată, mai bine zis. Dacă nu ai ceva bun de zis, nu zice nimic, cum este zicala. Până la urmă, mie mi se pare că dacă este să alegi între un rău mai mare și unul mai mic, trebuie să alegi pe ăla mai mic. Dar mai bine decât să-l alegi pe ăla mai mare, mai bine stai acasă și nu zici nimic, părerea mea. După cum vedeți, avem un mic Aristotel feminin între noi. Ok, deci ca să înțeleg. Voi nu să mai pun nicio întrebare invitaților, fiindcă eu am văzut că mare majoritate sunt de vârsta mea. Voiam să vă întreb de ce vă interesează atât de mult democrația și să faceți pe ceilalți să voteze, dacă vedeți că deja există atât de mulți tineri care vor să facă asta. Mie nu mi se mai pare că e o problemă în rândul tinerilor. Mie mi se pare în rândul oamenilor mai în vârstă o problemă, fiindcă ei fac niște decizii care ori sunt eronate, ori sunt pentru beneficiu propriu, nu pentru beneficiu întregii societăți, să zic așa. Fiindcă tinerii deja sunt mișcați și deja, cum au fost alegerile în America, de exemplu, au reușit să biruie, să zic așa. Bine, ok, numai 12 întrebări odată, da? Dacă se poate. Da, deci bine. Numai 12 pe intervenții, așa. Bun, ca să încerc să sintetizez un pic cele spuse de tine, da, ok, o să-ți, o să-ți închid microfonul cât timp vorbesc eu. Nu de altceva, dar știu la ce să mă aștept. Și așa că democratic ți-am luat un pic dreptul la cuvânt. Deci, ca să înțeleg și eu, pe de o parte, tu spui așa, parte din jocul democratic e și, până la urmă, și decizia de a nu alege. Eu personal sunt absolut de acord cu asta, nu e musai să fie și cei care sunt în panel, dar eu personal sunt de acord cu asta. Pe de altă parte, mi se pare că tot democratic așa sugerez că voturile nu sunt chiar egale și că în principiu dacă oamenii care sunt mai puțin informați n-ar vota, ar fi un beneficiu pentru viața publică și mă rog, ar fi cumva
de văzut cam în ce măsură e democratic modul ăsta de a gândi, pentru că mie mi se pare că vrei să fii și democratică și aristocrato-platonică în același timp. Apoi vii și spui problema nu este atât de mare la tineri care au început să voteze, e mai degrabă mai mare la cei în vârstă care votează nu cu gândul la interesul public, ci cu gândul la interesul lor. Aici iarăși aș face o mică precizare. Democrația, dacă este un sistem pe care îl iubim încă la două milenii de la inventare, cred că este și pentru faptul că a permis, poate pentru prima oară oamenilor în istorie, să-și urmărească interesele proprii, absolut personale, în feluri care să-i facă să nu mai intre în raporturi agresive și violente unii cu alții. Nu cred că cineva se duce să voteze numai pentru binele țării, ci eu cred că oamenii votează în primul rând. Da, știu, sunt convins că ai ceva de spus, dar numai un pic, ca să termin. Și sunt convins că oamenii merg în primul rând pentru a își urmări interesele personale atunci când votează și din punctul meu de vedere nu e nimic rău în chestia asta. De asemenea, aș mai spune, înainte să-i las pe colegii tăi să răspundă, pentru că i-ai întrebat totuși ceva, aș mai adăuga faptul că proiectele, cel puțin cel cum e al nostru, nu-și propun neapărat să îndemne tinerii să voteze. O să ajung și aici cu discuția, ci își propun mai degrabă să atragă cumva atenția tinerilor că se întâmplă niște lucruri. Că așa cum spunea Maria mai devreme, sigur tu poți alege să ignori lucrurile alea, însă lucrurile alea vor continua să te privească. Spunem că, cum să zic, tinerii nu sunt, sau mă rog, sunt uneori neatenți la viața publică, însă, cum să zic, modurile de a fi atenți au devenit mult mai multe decât erau în trecut. Și de aceea eu cred că e important, până la urmă, să facem semn într-o anumită direcție. Eu nu știu dacă trebuie musai să voteze, dar trebuie să știe, eu cel puțin așa văd proiectul, că există viață publică și că viața asta publică ar putea să le fie accesibilă. Uite, întreb, la, nu știu, precedenta ședință de Consiliu Județean, care a fost transmisă live, cred, da? Cine s-a uitat pe pagina Consiliului Județean să vadă ce se discută acolo, de pildă? Iată cât de simplu ar fi să fii la curent. Sau pur și simplu să vezi o stenogramă a discuțiilor lor și așa mai departe. Bun. Întrebarea pe care ai pus-o, astea erau chiar observațiile mele personale, însă i-ai întrebat și pe colegii tăi ceva, și anume, de ce ar trebui, nu, dacă am reținut eu bine, asta era întrebarea, de ce ar trebui să îndemnăm pe tineri să voteze când problema e mai degrabă în altă parte? Bun, cine ar vrea să-i răspundă prima tineri? Nu o lasă să se certe cu voi, eu îi țin microfonul închis până răspunde și după aia dau drum. Da, Maria? Da, dacă îmi permiteți, am eu câteva intervenții legate de ceea ce a spus Crina, dacă am reținut bine. Da. Pe una dintre ele ați menționat-o deja dumneavoastră, în momentul în care începem să facem discrepanțe între oamenii care votează, deja nu mai poate fi vorba despre democrație, până la urmă. Asta e esența și, într-adevăr, fiecare are dreptul să aleagă pentru el. Nu se duce nimeni cu gândul că alege pentru ceilalți. În asta constă frumusețea procesului acestuia democratic, dacă mă întrebați pe mine. Și, din punctul meu de vedere, indiscutabil lucrurile acestea, formula aceasta la care s-a ajuns după atâta istorie tumultoasă, are părțile ei foarte bune, dacă încă se menține și dacă este aplicabilă în atâtea societăți. Legat de importanța informării tinerilor sau legat de motivul pentru care noi pledăm pentru ca tinerii să iasă la vot, într-adevăr, poate că cei din jurul nostru sunt suficient de informați și îi vedem documentându-se și îi vedem conștienți și interesați de ceea ce urmează să se întâmple cu viețile lor. Dar să nu uităm că
totuși noi facem parte din niște școli care au un anumit nivel, la care se face o educație de calitate, pe când lucrurile nu stau la fel, știm cu toții, în întreaga țară, ca să mă refer la nivel național. Și atunci, cât timp încă nu există în școli o educație civică, o educație despre politică, care să permită informarea sistematică a tinerilor. Dacă noi încă ieșim de pe băncile școlii și devenim adulți la 18 ani și mergem la vot bazându-ne pe ceea ce ni s-a transmis în familie, pe anumite prejudecăți, pe ce observăm, pe ce credem sau nu credem din campaniile politicienilor, ca să mă leg de ceea ce spunea Ștefi, ei bine, cât timp lucrurile astea nu sunt încă abordate în mod colectiv, cred că e important să se ofere astfel de surse alternative, astfel de să se facă astfel de campanii ale tinerilor, pentru că ele cred că au o adresabilitate mai mare în momentul în care vezi că cineva de vârsta ta e implicat, că unui licean îi pasă, poate ai tendința să spui, uite, ar fi momentul să mă implic și eu. Mi se pare că asta e o treabă pentru adulți, dar nu e chiar așa. Iar legat de ce să te duci la vot dacă oricum nu votezi cu cine trebuie sau dacă alegi răul cel mai mic sau răul cel mai mare, e aici o discuție despre cine stabilește de fapt care e răul cel mai mic, cine spune ce e rău și ce e bine. Dar mai mult decât atât, cred că motivul pentru care trebuie să mergi la vot, indiferent cu cine ai vota, este, ca să extrapolez puțin pariul lui Pascal, acela că dacă te duci la vot și nu este cine vrei tu, cel puțin ai conștiința că ți-ai făcut datoria, dar dacă nu te duci la vot și lucrurile nu stau cum vrei tu pentru următorii 4-5 ani, atunci nu ai dreptul să te plângi, pentru că nu ai fost la vot. E atât de simplu. Mulțumesc. Dacă vrea cineva să răspundă tot la întrebarea asta, aștept, te rog. N-ar fi neapărat un răspuns la întrebare, cât ar fi o continuare a ceea ce a spus Maria. De fapt, nu e neapărat o continuare, nu vreau să ies cu o ceartă, dar cred că asta se va întâmpla. Da, eu de când aștept să iscăm o ceartă. Da. Ei, mă bag. Așa, a spus Maria la un moment dat că ar fi o idee bună să introducă civica în școală. Ei bine, eu am fost una dintre generațiile ghinioniste. Și afirm asta, care a făcut civică la școală. Și țin să vă spun că nu înveți nimic legat de politică, înveți orice altceva mai puțin politică, manualele sunt depășite total și nici profesorii nu sunt învățați să predea despre asta, pentru că încă este un subiect tabu. Deci educația civică în școli ori ar trebui introdusă ca fiind ceva mult mai distractiv, ceva ce se atragă pe elev, nu încă ori la care trebuie să stau să tocesc ceva. Ceva gen, hai să ne distrăm, hai să învățăm un cântecel și în același timp să învățăm și de ce mint politicienii, ceva de genul. Pentru că noi suntem în era în care ne putem informa de oriunde vrem noi și nu avem nevoie de un profesor care să ne bată la cap cu învățați ceva și deja e depășit. Deci da, pe de o parte sunt de acord cu ce a zis Maria, scuze Maria, pe de o parte sunt de acord că da, trebuie introdusă educația civică, dar pe de altă parte spun că ar trebui introdusă ca ceva interactiv, dacă chiar se va introduce. La asta m-am referit și eu, nu m-am referit la clasica educație civică pe care am făcut-o cu toții un pic în clasele primare și apoi la finalul gimnaziului, cel puțin așa a fost la mine. M-am referit la o educație civică aplicată, la o educație în care să fim învățați despre politică la modul concret, să știm cum funcționează de fapt, cum e cu separarea puterilor în stat, cu contractul social, niște lucruri absolut concrete de care nu suntem informați aproape la nicio materie. Eu la istorie am luat contact cu lucrurile acestea din fericire. Dar dacă nu m-aș fi întâlnit acolo la un capitol despre Revoluția franceză și, mă rog, iluminism, nu aș fi avut de unde să știu de la școală lucrurile astea. Dacă le-aș fi căutat eu și m-aș fi informat ulterior, asta e altceva. Dar până ajungi să ai contact cu ele și să te informezi la un nivel teoretic, vine vârsta votului și cred că primele noastre voturi, cel puțin, până ne prindem cum funcționează de fapt lucrurile,
sunt în necunoștință de cauză și e păcat. M-am referit la o educație aplicată. Da, Robert, te rog. Da, legat de ce a spus Maria, că a întâlnit la istorie noțiuni despre vot și eu mi-amintesc cu foarte mare plăcere când la ora de istorie, la un moment dat, domnul profesor a făcut o paranteză de acest fel în care a introdus foarte frumos niște noțiuni din politica americană, dacă nu mă așa, este sistemul de vot de acolo și a făcut o paralelă cu ce este la noi. Deci educația civică fie este studiată, să spunem, prea devreme, cred că undeva prin gimnaziu am făcut-o, când nu era, nu puteam atunci fi foarte conștienți, fie e făcută mult prea târziu, când deja noi avem vârsta votului. Deci contactul cu această disciplină ar trebui făcut chiar la timp. Și e adevărat că tinerii se solidarizează foarte mult. Eu acum sunt clasa 12 și am constatat, eu am mare majoritate din colegi majori, am constatat că la alegerile locale sau nu cred că e cineva care să nu fi votat. Da, ca să o spunem așa. Eu atunci, mă rog, n-am votat că nu aveam încă 18 ani, dar i-am făcut între timp și acum chiar vreau să votez. Și ei se solidarizează foarte mult, chiar și când erau acțiuni de meeting sau de protest, chiar și în Galați. Sau în general când sunt, ei sunt la curent cu ele. Domnule, sunt și chiar ar vrea să participe. Deci solidarizarea în rândul tinerilor nu mai este o problemă, în mediul online în special. Ok. Dacă îmi permite să intervin numai un pic din postura profului, ca să zic așa. Ștefi, acum nu știu ce să zic. Probabil că ai învățat și tu după programele pe care le cunoaștem, dar presupun că ai făcut în clasa 7-a și 8-a cultură civică. Și cel puțin în programa de clasa 7-a sunt noțiuni de arhitectură politică, clară, puterile în stat, separarea puterilor în stat și așa mai departe. Cred că mai degrabă oful tău, ca să spunem așa, e legat de faptul că sunt pur și simplu niște noțiuni teoretice. Nu vine un prof, le turuie acolo, zice, bă, uite, asta e și am plecat. Și dă-i naibii de politicien că toți la fel. O programă, dacă îmi permis să fiu așa un pic tehnic, o programă școlară are trei elemente fundamentale. Cunoștințe, valori și atitudini. Cunoștințele nu sunt greu de aflat sau de găsit. Cred că problema e mai degrabă acolo, la partea de valori și de atitudini. Pentru că dacă lecțiile rămân pur și simplu niște informații, o samă de informații așa despre instituțiile statului, sigur că copilul de clasa 7 sau de clasa 8 e mai degrabă interesat de noua promoție de la Mac sau mai știu eu de ce promoție la Adidas decât de felul în care hotărârile de guvern trebuie, nu știu, sunt emise sau mai știu eu ce Dumnezeu se întâmplă cu ele. Deci cred că mai degrabă problema e acolo și la felul în care reușim să-i facem pe tineri să simtă pe bune că lucrurile astea sunt despre noi toți și nu sunt numai niște informații undeva într-un manual. Cred că despre asta e vorba. Ziceai de interactivitate, sunt absolut de acord cu tine. Ne putem juca în tot soiul de maniere interactive, organiza parlamente în clasă și așa mai departe. Și eu cred că e bine să ne jucăm și să simulăm situații de genul ăsta. Bun, dacă mai vreți să răspundeți la întrebarea Crinei, vă rog să o faceți. Și încă o dată invit pe cei care ne urmăresc să pună întrebări, fie aici în Zoom, fie pe pagina noastră de Facebook unde suntem live. Cel puțin așa sper că suntem. Și v-aș întreba, sigur, că e frumos, e frumoasă ideea de cum să spun, învățare interactivă. Mai mult, eu cred că există astăzi căi care sunt absolut incredibile dacă le comparăm cu ce se întâmpla acum câțiva ani. De exemplu, vă dau un exemplu personal și foarte concret. De pildă, în perioada anterioară de carantină, da, când am stat acasă în primăvară,
Am invitat, de exemplu, la orele pe care le aveam de educație civică cu elevii de-a șasea, la elevii mei de-a șasea, am avut invitat un consilier prezidențial care n-a avut niciun fel de problemă să intre într-un Zoom cu copiii de clasa a șasea și să discute cu ei. Sigur că în loc să predăm noțiunile alea, putem să tragem de mânecă un politician, să spunem, băi, nene, ia, vii la noi în Zoom să le explici unor copii cam ce ai promis și cam ce ai făcut. De exemplu. Deci, eu cred că există astăzi căi de a ajunge mult mai aproape de viața politică, de a o vedea efectiv la lucru. Ședințele publice, de exemplu, că sunt ale primăriei, ale consiliilor locale, consiliul județene și mai departe, sunt publice. Deci, în principiu, pot fi urmărite acum și pe paginile de Facebook ale instituțiilor și așa mai departe. Însă, și cu asta mă duc spre o nouă întrebare și provocare, sper eu. Aș vrea să fim cu toții conștienți că una e să ne jucăm în clasă, da, Parlamentul și în alte feluri de genul ăsta. Și altceva, e un pic altceva viața politică reală. Spuneai la un moment dat că politicienii mint. Ok. E greu de contrazis informația asta, sincer. Pe de altă parte, ok, niciun politician din lume nu cred că va reuși să-și onoreze absolut toate promisiunile, fie și pentru simplu motiv că de obicei promisiunile merg pe un program maximal, adică dacă îmi dați puterea deplină, cam asta aș face. Cum niciunul nu capătă puterea deplină, nu poate face tot. Însă uneori minciuna asta despre care vorbești tu poate lua și forme mai puțin plăcute. Adică s-ar putea să constați că se minte despre tine, de pildă. Sau că, știu eu, intri în viața publică și poți fi, de exemplu, calomniat sau poți fi, știu eu, atacat în diverse feluri. E o viață dură. Profesorul Alin Fumurescu spunea la un moment dat că politica este ultima redută a noastră înainte de război. Deci la război se ajunge când politica eșuează. Cu alte cuvinte, seamănă destul de mult cu război. Și cred că observați și voi asta. Oamenii se despart în tabere, își au stindarde, au flamuri, se au culori, au simboluri diferite, se amenință unii pe alții, se, știu eu, ceartă unii pe alții, se arată cu degetul. Credeți că asta îi sperie, poate, pe tineri și face să fie reticenți în privința intrării în viața publică? Oricare dintre voi simte nevoia să răspundă primul, ce poate face. Nu știu, pe voi vă descurajează ideea asta? Că s-ar putea să fie o lume mai combativă și mai agresivă decât cea cu care sunteți voi obișnuiți? Ce părere aveți? Vrei să răspunzi, Maria? Nu voiam să iau tot eu cuvântul, dar dacă nu vrea niciun alt coleg de-al meu, o să o fac. V-am spus într-o discuție anterioară, domnule profesor, că pe mine cel puțin mă sperie ideea aceasta de implicare în politică. Adică mi se pare un nivel pe care dacă îl atingi, nu mai există cale de întoarcere, pentru că presupune foarte multă asumare, foarte multă responsabilitate și... Sigur, în mod ideal, un grad foarte mare de moralitate. Dar, într-adevăr, deși scena politică este una extrem de controversată și cu siguranță că asistăm la tot felul de jocuri pe care le înțelegem mai mult sau mai puțin, poate că ceea ce vedem nu are legătură cu starea de fapt a lucrurilor, cred că da, pe noi, pe tineri, vorbind acum din perspectiva mea, ne sperie ideea de implicare în politică. Pentru că, deși toată lumea vehiculează ideea de schimbare, de necesitatea reformei în toate domeniile, nimeni nu știe de unde să o apuce. Nu știm cu ce se mănâncă, de fapt, toată povestea asta și, cu siguranță, sunt convinsă de ceea ce spuneți dumneavoastră, că există și reversul medaliei. Dacă stăm să privim din perspectiva politicianului, cred că acest grad de frustrare la care, cu siguranță, a ajuns de mult țara noastră, provoacă și o anumită repulsie generală și catalogare
evidentă din start a tuturor politicienilor ca fiind mincinoși, hoți, etc. Nu are rost. Te-aș întreba, crezi că sunt oameni care au în spațiu public și politic, crezi că sunt oameni care au un interes să mențină percepția asta publică a unei zone unde e bine să n-ajungi, totuși? E posibil să fie și așa, nu m-am gândit la această variantă. Dacă e așa, este trist, pentru că până la urmă nu cred că ar trebui să privim politicianul ca pe un om privilegiat. În mod ideal, ar trebui ca el să se comporte ca ceea ce este, un om dintre oameni care să dea dovadă de foarte multă empatie și cred că aici e cheia, de fapt, în a nu uita de unde ai plecat și în a cunoaște nevoile de bază ale oamenilor, în a ști de ce au ei, de fapt, ce le e necesar și care sunt așteptările lor, pentru că nimeni nu s-a născut politician. Până la urmă, ei contact întâi cu realitatea dură, în cele mai multe cazuri. Și atunci nu știu cum se face că există așa un efect de uitare și în momentul în care cei mai mulți ajung în această funcție, uită ce au promis, găsesc justificări și cumva o duc bine câțiva ani până când intră într-un cont de umbră și cam asta a fost. N-a rămas mare lucru în urma lor, dar există și foarte, nu știu dacă foarte multe, dar există și excepții. Și cred că excepțiile acelea ar trebui să conteze pentru noi și în ele să ne regăsim, de fapt, valorile civice, cu ele să votăm, cu cei care ne reprezintă, poate nu în totalitate, dar care au ceva cu care noi ne identificăm. Deci, revenind, implicarea în politică este cel puțin pentru moment un subiect delicat din perspectiva tinerilor, dar în același timp cred că generațiile s-au schimbat și că lucrurile ar trebui să înceapă să se cearnă de la un moment încolo și cine știe, poate în câțiva ani, eu sunt optimistă, o să avem o altă pătură politică și astfel poate mai mult curaj să producem schimbarea asta în care sperăm cu toți. Ok. Mulțumesc tare mult. Emma, cum simți tu între... Bine, acum e adevărat, ești abia la începutul facultății și n-ai avut, din păcate, pentru tine ocazia să-ți cunoști, cred, personal mulți dintre colegi, pentru că funcționăm în condițiile astea de distanțare. Dar... cum ți-ai simțit în general colegii, studenții? Cum sunt? Îi simți ca fiind o pătură implicată în viața publică sau mai degrabă apatică, abolită? Ne auzim? Acum da, se întrerupsese. La mine sau? Nu știu. Nu, cred că și la mine. Cred că la În primul rând aș vrea să... Cred că s-a auzit. Da, în primul rând aș vrea să spun ceva și referitor la întrebarea precedentă. Pe mine, una, sincer, nu mă speria bătălia dintre partide, ci mai mult bătălia din interiorul unui partid și corupția, adică... Mi se pare și prin instituții de genul, nu știu cum ar fi, nu dau exemple. Chiar dacă tu vrei să faci ceva, nu ești lăsat, pentru că sunt alte interese la mijloc. Deci, pre mine asta m-ar speria dacă aș intra într-un partid, nu faptul că mă bat cu alt partid, ci că în partid sunt obligată să fac chestii care... se contrazic cu valorile. Da, asta e mai degrabă o chestie pe care o bănuiești tu sau ai informații concrete că lucrurile așa se întâmplă? Cred, nu știu, din punctul meu de vedere e puțin cam evident prin observații, ca zic așa. Am înțeles. Pentru că aici sunt câteva lucruri, zic eu, interesante de luat în discuție, din punct de vedere teoretic. De exemplu, în momentul în care intri
într-un partid și accepti să, să faci lucrul ăsta, trebuie să devii conștient că autonomia ta ca individ nu mai este de plină. Până atunci ai fost un individ, puteai vorbi absolut în numele tău, puteai vorbi doar plecând de la lucrurile pe care tu le credeai. În momentul în care intri într-un partid, intri într-un stup. Deci treci de la o logică de albină singuratică la o logică de stup. Și acum partidele aici pot fi diferite. Sunt partide care acceptă o autonomie mai mare a individului în interiorul stupului și sunt partide unde autonomia individului poate să dispară în totalitate. De exemplu, individul devine mandatat, pur și simplu, să facă anumite lucruri. Merge în Parlament sau merge într-un alt tip de instituție sau un alt tip de for cu un mandat. Partidul i-a spus ce să spună. El ca individ nu mai contează. Ăsta e un prim, cred, prag psihologic dificil al lucrurilor. Apoi, în viața privată, da, ta de individ, tu poți să refuzi, de exemplu, fără niciun fel de problemă, contactul sau parteneriatul sau compromisul cu anumiți oameni, pentru că pur și simplu nu-ți plac sau nu-i suporți sau ți se par nefrecventabil și așa mai departe. Ca un politic s-ar putea să fii pus destul de frecvent în situația de a te alia cu un om sau cu un grup de oameni pe care nu-i placi, de exemplu, doar pentru a-ți putea urmări scopurile politice. Dacă, de exemplu, un partid te ajută să, nu știu, duci în Parlament, să spunem, o lege pe care tu ți-o dorești acolo, s-ar putea să fii nevoit să te aliezi cu oamenii respectivi. Sunt lucruri de care cred că, chiar dacă tu, să zicem, nu te prăpădești de dragul lor, sunt lucruri la care cred că fiecare, cum să spun, dintre noi ar trebui să mediteze înainte să intre în, să intre în viața politică. Acum, cel puțin în teorie și în partide există democrație internă, da? Și deciziile se iau prin vot. Acum, cât de multă democrație există efectiv în practică în partidele românești, e o altă discuție și aș prefera să, să o lăsăm pentru altă dată. Bun. Acum, v-aș întreba și m-aș duce cu întrebarea, asta către către Aura. Știu că Consiliul Național al Elevilor are, a avut o activitate constantă în direcția asta de a-i ajuta pe tineri să devină mai conștienți de importanța votului și a implicării civice și, și politice. Și te-aș întreba, Aura, și aș întreba și pe ceilalți, cum vedeți relația dintre alegerile care se apropie și faptul că ne aflăm în mijlocul unei pandemii? Au existat destule voci care au spus în spațiu public, da, alegerile sunt importante, sigur, ele sunt structurante pentru o democrație, însă în același timp, acum nu ar fi fost, nu ar fi fost cazul organizărilor, pentru că ne aflăm într-un moment critic al pandemiei și ar fi fost mai prudent și mai bine să nu se întâmple asta. Care ar fi recomandarea ta și eventuala instituției pe care o reprezinți în perioada asta? Crezi că e realmente un factor de risc ăsta? Nu e. Ar trebui să ținem cont de el. Da, ba, cum? Cum vezi chestiunea asta? Mulțumesc pentru întrebare. Nu pot neapărat să vorbesc în numele Consiliului Județean al Elevilor Galați sau Consiliului Național al Elevilor, pentru că nu s-a adus în discuție subiectul, din câte știu eu, într-o considerență așa de mare. Însă, dacă ar fi să mă raportez la propriul punct de vedere, consider că nu ar fi trebuit amânate alegerile și ne aflăm într-adevăr într-un punct foarte critic din punct de vedere al contextului epidemiologic, însă activitățile au început cumva să se reia, chiar dacă școlile acum sunt închise, școlile au fost și deschise la un anumit punct.
anumite activități încă se mai pot desfășura și când vorbim de vot, după cum ați menționat și dumneavoastră, vorbim de democrație, o democrație care nu ar fi trebuit amânată și dacă ar fi trebuit amânată, nu pentru mult timp, adică cumva dacă ne raportăm la luna decembrie sau ne raportăm la câteva luni după, ar fi fost ok, însă dacă am vorbit de o perioadă mai îndelungată de timp, nu consider că ar fi trebuit să se decaleze. Am înțeles, mulțumesc. Nu știu, e cineva care vede altfel lucrurile astea sau suntem cu toții de acord că alegerile trebuie totuși organizate, evident, cu respectarea tot felul de măsuri de siguranță. Nu, toată lumea pare de acord că e bine să avem alegeri. Bun, mulțumesc pentru discuția de până aici. E, așa cum așteptam, cât se poate de interesantă. Eu citesc între timp, să știți, și comentariile care vin pe Facebook. Lumea comentează mult și vă laudă foarte mult, adică sunt folosite cuvinte ca impresionant, incredibil și mai departe. Întreabă însă destul de puțin, așa că invit în continuare pe cei care ne urmăresc să vă adreseze întrebări, să nu se teamă să o facă. Iată ce spuneam, frumoși tineri, felicitări tuturor, ok. Așa este, normal că sunt frumoși și deștepți. Bun, acum până vom primi întrebări din public, să vă mai întreb eu un lucru, pentru că n-aș vrea să trecem așa razant și survolant peste chestiunea educației. Cum ați, dacă ar fi cumva în puterea voastră chestia asta? Maria, știu că tu vrei să devii profesor. Cel puțin așa voiai acum 2 săptămâni. Nu știu dacă între timp ți-ai mai reconsiderat opțiunile. Eu sper că nu. Și cum să spun, mă bucur de pe acum la gândul că anumiți copii de pe lumea asta, copii care probabil nu există încă sau sunt foarte, foarte mici, vor avea privilegiul de a lucra cu tine. Dacă ți-ar sta în putere, cum ai gândit tu activitatea ta în direcția asta? Cum ai face să duci la copii nu numai cunoștințele, ci și valorile și atitudinile din programă? Pentru că mie asta mi se pare cel mai greu. Să găsești informație ușor, să pui carne pe ea, să o faci să însemne ceva pentru oameni. De fapt, acolo e adevărat arta profesorului. Anticii, filozofii antici, că tot i-am pomenit aici, recomandau exercițiile spirituale, da? Recomandau discipolilor să stea tot timpul în minte cu anumite precepte, să le asimileze, să le întoarcă pe toate fețele și în cele din urmă să le trăiască. Deci cum ai face? Și te rog să mă crezi că sunt foarte atent și pregătit să învăț de la tine. Vă mulțumesc foarte mult, sunt cuvinte mari și e o doză foarte mare de curaj și de motivație în ceea ce mi-ați spus. Nu pot să zic că am planurile făcute de pe acum, dar am propriul set de valori. Ceea nu ce... ceream un plan de lecție, să ne înțelegem, ci așa. Da, nu. Am propriul set de valori la care mă raportez și atunci cu siguranță că aș fi eu însă. L-aș aplica în... și în situația în care aș ajunge profesoară, așa cum îmi doresc, și prin exemplul personal, fie că discutăm despre repere civice, că tot suntem la acest punct, fie că discutăm despre repere morale, etc., aș fi eu, i-aș... îndruma să fie ei, pentru că până la urmă cred foarte tare că n-ai cum doar prin sfaturi și ținând morală unor copii să ajungi cu adevărat la sufletul lor. Din experiența mea pot spune că am rămas, sau cel mai mare impact l-au avut asupra mea profesorii care, dincolo de ceea ce m-au învățat,
și aici nu mă refer la materia dumnealor, ci la, sigur, obișnuitele sfaturi pe care majoritatea profesorilor le transmit elevilor, au aplicat acele lucruri în exemplul personal. I-am văzut comportându-se conform cu ceea ce ne învățau. Și în ziua de astăzi, când avem acces la viața profesorilor, poate și prin rețelele de socializare și dumnealor au un cuvânt de spus și acolo, avem șansa să învățăm și pe alte căi. Cred că această învățare non-formală e de fapt cea care primează într-o relație profesor-elev și ea e cea care pune de fapt cel mai mare impact asupra noastră. Și dacă ne referim la vot într-o situație non-pandemică, eu mi-aș duce elevii la vot, le-aș spune ne întâlnim la ora respectivă și mergem să votăm dacă aș preda la liceu. Și sigur, nu i-aș obliga, aș spune cine dorește, pentru că funcționăm democratic. Realizez că a doua zi în presă va apărea faptul că ți-ai dus cu forța elevii la vot și probabil le-ai și spus cu cine să voteze, nu? Adică, bine, acum eram un pic malițios, poate nu, dar nu e exclus să se întâmple așa. Da, cred, te rog. Cred că această primă experiență a votului pe care eu am avut-o la alegerile trecute este una ușor specială. E, are și o doză de emoție. Dacă mă întrebați pe mine, simți că gata, lumea e în mâinile tale. Apoi... E foarte probabil să rămâi dezamăgit, dar asta e partea a doua. Dar păi momentul acela... Da, așa e și cu prima iubire, știi? E absolut specială și de obicei rămâi dezamăgit. Dar putem trece în primele, în categoria primelor chestii. Bine, eu glumeam, nu e musai să fii dezamăgit de iubire, de politicieni, probabil. Dar sunt de acord că intră în categoria celor prime experiențe, primul vot și așa mai departe, e dintre cele care nu se uită. Lumea, iată, a început să pună întrebări și aș vrea să duc deja înspre voi întrebări de la cei care ne urmăresc. Iar întrebarea asta aș vrea să treacă rapid pe la toată lumea. E o întrebare pentru fiecare dintre voi și vine de la Florinela Iosif, care este jurnalist la Școala Nouă. Deci iată cum se întâmplă ceva politic, e și presa prezentă, ceea ce e foarte bine. Florinela are două întrebări, am să încep cu prima. Prima întrebare sună așa. Sunt curioasă ce nu ați ierta niciodată unui politician. Care este cea mai gravă abatere morală pe care o poate face un om politic din punctul vostru de vedere? Hai să începem cu Robert și vom trece pe la fiecare. În primul rând, consider că faptul că politicienii tind să se dezumanizeze e ceea ce nu numai pe mine, dar și pe majoritatea populației deranjează. Momentul în care ei nu mai vor să plece din acea poziție și uită că de fapt sunt puși și visează, nu știu, la încă un mandat, încă trei mandate sau chiar dacă se poate, pe viață. Această atitudine e cea care deranjează cel mai mult, mai ales pe tineri, că tinerii văd și se uită și își spun că dacă acest personaj rămâne aici, e clar că nu mai poate nimeni să schimbe nimic. Și apare acea mentalitate în care toți sunt dezamăgiți și în care... Părerea mea e puțin deformat, dar în care ajungem să credem că toți politicienii până la urmă sunt la fel și nimic nu se poate întâmpla. Legat de așteptările tinerilor și de proiecte, tinerii vor cum e și acest proiect, pentru că acest proiect nu este pentru tineri, este al tinerilor. Asta, asemenea atitudine, apreciază tinerii cel mai mult. Și în al doilea rând doresc să vă mulțumesc pentru că aveți o părere foarte bună despre meseria de profesor și a spus Maria că dorește să devină profesoară și doresc să vă spun că și eu vreau să iau această cale și o apreciez foarte mult pentru că am întâlnit încă un tânăr care are aceeași perspectivă ca și mine și vă mulțumesc pentru că ne-ați creat
cum să vă spun, un fel de impuls, așa, că acum vreau și eu să fiu profesor și să țin dezbateri cu elevii și așa mai departe. Adică e ceva... Nu mă speriați acum, da? Nu vă faceți toți profesori, că nu știți ce faceți. Vorba aia, știți, e să fac ce fac și tot într-un consiliu profesoral ajung oricum așa ceva să iasă altceva. Mulțumesc, Robert. Ce n-ai iertat tu niciodată unui politician? Ce ți se pare cel mai grav? Care e cel mai grav lucru pe care l-ar putea face și pe care nu i l-a iertat? E un subiect sensibil pentru că eu pot să iert cam orice, atâta timp cât am un motiv și de obicei găsesc motive din moment ce am o gândire foarte, foarte logică. Cred că în principiu nu poți să iert nimic din ceea ce face rău țării, pentru că atâta timp cât tu ai vrut să ajungi acolo, este clar că trebuie să vrei să faci ceva bun, adică nu ai cum tu ca și persoană să vrei să fii politician și să fii 100% eu vreau să distrug țara asta. Nu ai cum, adică presupun că, adică vreau să cred că nu se bazează toți politicienii pe desramă și cucerește. Adică chiar sper că oamenii care ajung acolo au 90% minciună și au 10% adevăr și prefer să mă bazez pe aia 10% adevăr și să încerc să trec cu vederea faptul că n-au făcut mereu ce trebuia sau că s-au comportat nașpa într-un anumit moment sau că la un interviu au spus ceva ce nu trebuiau să spună și au revoltat populația. Adică nu cred că ar fi ceva ce nu aș ierta. Pur și simplu m-ar deranja pe moment. Dar m-aș obișnui cu ideea că bă, nu-i l-am ales sau ăsta e și ca așa vrut populația. Da. Corect. Bun. Aura. Eu nu aș putea ierta prioritizarea intereselor dânșilor în detrimentul nevoilor și intereselor respectivei comunități, a țării sau județului sau localității. Adică în momentul în care aceștia acționează, să acționeze pentru comunitatea pe care au ales să o reprezinte și pentru care au fost aleși să o reprezinte. Am înțeles, mulțumesc. Chiamă? Nu o să întreb ce este moral, deși aș putea să o fac, dar bănuiesc că nu aș ierta nimic ce s-ar considera o abatere morală, mai ales la un politician, adică în momentul în care ai luat-o pe orice cale greșită, nu am nicio garanție că nu o să faci mai mult sau nu o să repeți, deci nimic. Totuși, întrebarea aceea despre ce e de fapt moralitatea și cum ar trebui să arate ființa integral morală, e o întrebare bună, e o întrebare de seminar de filozofie și, sigur, asta îmi dă și ocazia, între noi fie vorba, să anunț că pe 23, peste câteva zile, în cadrul aceluiași proiect, o să avem o altă dezbatere, a cărei temă va fi exact asta. Despre moralitate și implicare civică. Acum, dacă e să-l credem, de exemplu, pe Machiavelli, cunoscut îndeopște pentru un lucru pe care nu l-a spus, și anume că scopul, scuze mijloacele, Machiavelli nu a formulat niciodată în felul ăsta. Însă, principele, sigur, este una dintre lucrările de căpătâi ale teoriei politice moderne, Machiavelli fiind un tip care, la momentul respectiv, a intervenit în discuțiile bombastice și scolastice care aveau loc între filozofi cu privire la moralitate și a spus ceva de genul: domnilor, dumneavoastră puteți să vorbiți despre moralitate, dar de fapt viața politică e despre putere și nu despre moralitate. Și politicienii vor vorbi foarte mult despre moralitate. Uneori mie îmi fac impresia că sunt așa, precum știți, cum sunt, ce, cum să mă exprim eu, cum sunt tipii aia care chefuiesc tot timpul, dar vorbesc mereu despre sobrietate. Ori în politică se vorbește mult despre moralitate și se fac foarte multe lucruri imorale în spate. Și tocmai de aia întrebarea Florinelei cred că este una binevenită. Bun, Maria, la tine e întrebarea pe final. Ca viitoare profesoară de română aș ierta politicienilor, le-aș ierta până și greșelile gramaticale, cu condiția ca ei să nu
încalce contractul social, să nu uite cine le-a dat puterea, să nu uite că ei sunt doar niște reprezentanți care au responsabilitatea de a apăra un crez, de a împlini niște nevoi. Asta ar fi condiția mea și mi se pare de neiertat să uiți că puterea ta provine din votul celorlalți și că tu trebuie să le întorci asta, dacă ți-ai asumat să fii acolo. Da, mulțumesc. Excelente răspunsuri ca de obicei și vin spre voi cu o altă întrebare care vine de la cei care ne urmăresc. Ne întreabă domnul Florin Florea, cum consideră invitații că se pot informa obiectiv? De unde adunați informații și mai ales cum vă asigurați că nu sunteți manipulați împotriva principiilor și ideilor proprii? Acum, înainte să, ca să vă dau și un pic de timp să vă gândiți un pic la întrebarea asta și la ce veți răspunde, v-aș atrage atenția că prezența rețelelor sociale și, în general, a mediului virtual configurat așa cum este el acum. Sigur, voi sunteți nativi, digitali și, mă rog, ați prins destul de puțin lumea de dinainte, să spunem. Însă, literalmente, lumea digitală schimbă radical regulile jocului, inclusiv în privința asta. Gândiți-vă cât e de ușor să creezi manipulare azi și mai mult decât atât să o și împrăștii masiv către mii, zeci de mii, sute de mii de oameni. Dacă, gândiți-vă așa, dacă cineva intră pur și simplu pe Facebook acum și scrie pur și simplu o minciună gogonată, spune, nu știu, Maria locuiește la Baia Mare, să zicem, ca să luăm o minciunică benignă. Da, vă imaginați că nu astea sunt cele vânturate în spațiu public. Păi Maria poate să dezmintă următoarele 12 luni zi de zi chestia asta. Cel mai probabil peste un an de zile, când vei spune Maria, vor exista destui oameni care să spună e fata de la Baia Mare, nu? Pentru că la un moment dat informația a fost în spațiu public. Deci, cum ne apărăm de manipulare și cum ne informăm așa cum trebuie? Aș începe cu Ștefi data asta. Tu ce faci, okay, Ștefi, ca să te informezi cum trebuie? Păi, după cum știți, îmi plac mult cărțile de psihologie. Deci, când vine perioada alegerilor, prima dată vreau să văd cum se comportă viitorul politician în fața camerei. Pentru că v-am spus că îmi place foarte mult să analizez oamenii. Îmi dau seama când o afirmație nu este 100% adevărată, după gesturi. De asemenea, îmi sunt suficiente 200 sau 300 de informare ca să-mi dau seama ce poate fi realizabil și ce nu. Pentru că sunt suficient de conștientă de ce poate face un politician în țara asta momentan și ceea ce nu poate să facă. Deci nu spun că mă pot feri 100% de informațiile neadevărate, dar pot să afirm că sunt suficient de, adică cam suficient de discernământ încât să realizez măcar, nu știu, 80% care e chestia adevărată și care e chestia falsă din ceea ce mi se dă. Am înțeles. Aura, tu cum vezi? Consider că, în primul rând, este vorba despre verificarea surzii, adică în momentul în care vedem o informație, să vedem dacă ea este veridică prin accesarea mai multor surse și, totodată, dacă există diferențe între modul de prezentare a informației într-o sursă și în cealaltă și, bineînțeles, dacă sursa respectivă este una de încredere, pentru că există publicații care se bazează fix pe fenomenul ăsta de fake news sau publicații care pot să preia o informație printr-un comunicat de presă fără a verifica dacă ea este într-adevăr reală sau nu, sau dacă este formulată cum ar trebui, în așa fel încât să transmită către public o informație adevărată și concretă. Și consider că și modalitatea Ștefaniei este una destul de bună, prin a urmări politicienii în discurs, prin a le urmări gesturile și mimica în momentul în care aceștia transmit o informație către public.
Am înțeles. Aș interveni și eu cu o mică observație. Sigur, așa intuitiv pare simplu să ne dăm cu toții seama ce e acela fake news, pentru că ne imaginăm că lucrurile sunt pe lume fie false, fie adevărate. Logica binară aristotelică bazată pe principiul non-contradicției și al da, bivalenței. Ema zâmbește pentru că facem logică împreună și o chinui și pe alte canale cu chestiunile astea. Însă de multe ori în viața reală lucrurile nu stau atât de simplu. Lucrurile nu sunt pur și simplu adevărate sau false. De exemplu, foarte multe știri de tip fake se bazează pur și simplu pe anumite elemente și pe anumite amănunte care sunt factual adevărate, dar care sunt puse într-un context în așa fel încât ansamblul devine fals sau manipulator, de exemplu. Iau, de exemplu, o chestie spusă de Maria mai devreme și îi o inserez într-un cu totul alt context, implicând, de exemplu, faptul că ea ar fi vrut să spună altceva decât a spus de fapt. Iată un anume fel de a produce fake news, care e mult mai greu de demontat decât știrea pur și simplu falsă, de genul capitala României este la Buzău, care da, e fake, pentru că nu e așa, știm toți că nu e la Buzău. Bun, acum aș mai spune ceva. E un fenomen asupra căruia, să știți, filozofii, unul dintre ei este chiar Constantin Vică, pe care o să-l avem invitat peste câteva zile în dezbaterea de pe 23, au arătat în tot soiul de articole și în tot soiul de studii faptul că inclusiv rețelele de socializare s-ar putea să aibă algoritmi și structuri care, în ciuda declarațiilor celor care le construiesc, ar putea să favorizeze tocmai știrile de ordin manipulator sau fake. Pentru că aceste știri, de exemplu, sunt cele care generează de obicei dezbatere și polarizare. Iar algoritmii Facebook, de exemplu, favorizează tipul ăsta de știri. Dacă eu acum voi crea o știre despre o postare despre Aristotel, probabil algoritmii Facebook o să o lase undeva destul de în spate. Dacă în schimb aș vorbi despre un subiect politic, să spunem, sau despre o personalitate a momentului, chiar dacă aș face un manipulator, algoritmii ar promova acel tip de postare. În fine, discuția e complexă și nu știu dacă e cazul să o avem acum. Robert, cum ai luptat tu cu manipularea și eventual spune-ne ceva ce nu ne-au spus deocamdată colegii? Da, aici în primul rând consider că nu există în sine ceva care să te informeze corect, dar există ceva care să te dezinformeze, care e, aici trebuie să fim atenți. Noi nu trebuie să căutăm să ne informăm de undeva corect, dar trebuie să căutăm neapărat să nu ne dezinformăm, pentru că sunt surse de dezinformare care sunt foarte vizibile, să spunem, și în general de dezinformarea își face simțită prezența foarte mult intrând în latura emoțională a omului și a oamenilor în general. Are mai multe căi de acces. Se mulează perfect pe tipologii, pe tipare, pe context. Așa lucrează dezinformarea. Eu aici aș lupta, mai ales. Și tinerii trebuie să fie foarte foarte atenți, pentru că nu de multe ori ceea ce, nu știu, adică pare că cineva se gândește așa de mult la tine sau că e făcut neapărat din grijă pentru tine, s-ar putea să nu fie chiar așa și s-ar putea să ai de-a face cu o realitate mai dură sau cu un anumit interes în spate. Am înțeles. Mulțumesc. Ok, cred că putem pune așa puțin cap la cap răspunsurile voastre. E clar că sursele contează, credibilitatea lor. Probabil că sursele oficiale sunt până la urmă cele mai credibile. Și da, există tot soiul de tehnici pentru a ne feri cât de cât de fake news și de toate fenomenele astea.
tehnici care, aș îndrăzni să spun, sunt mult, mult prea puțin predate în școlile din România. Aproape că nu discutăm despre asta. Ne comportăm ca și cum am avea în continuare doar TVR1 și TVR2, iar între timp lumea a ajuns în aproape de Web 3.0, ca să spunem așa. Am încă o întrebare care vine tot dinspre Florinela Iosif. Întrebarea este așa: dacă voi credeți că este nevoie ca actuala clasă politică să ia mai în serios tinerii, poate chiar să ia în calcul votul de la 16 ani, începând cu 16 ani. Emma, cum ai vedea lucrul ăsta? Bineînțeles că de luat în serios, probabil toată lumea ar trebui să fie luată în serios, dacă e democrație, adică nu să fie ascultată, bineînțeles, toată lumea să-și spună opinia, dar nu aș fi de acord cu votul de mai devreme, de 18 ani, poate chiar l-aș prelungi puțin, aș prelungi puțin perioada, pentru că, bineînțeles, la 16 ani nu cred că prea multă lume stă să se gândească, mamă, cum o să fie viitorul țării, ci probabil se gândește la ce ca venea să se ducă după ore sau nu știu. Deci nu, în niciun caz nu. Da. Ok, e un punct de vedere. Maria, tu cum crezi? O avem aici pe Ștefi, care are 15 ani și e un exemplu de implicare civică, deci nu putem generaliza, dar sunt de acord cu ideea că votul ar fi precoce la 16 ani, asta din motivele pe care le-am enunțat anterior. Nici la 18 ani nu ești suficient de informat din cauza lipsei unei educații în acest sens. Și atunci soluția nu cred că ar consta în modificarea vârstei de vot. Cu siguranță că politicienii ar trebui să ia în calcul părerea tinerilor, pentru că ar trebui să ia în calcul părerea tuturor, ar trebui să reprezinte toate categoriile de vârstă, nu în mod special tinerii sau adulții sau persoanele vârstnice. Dar, cum spuneam, nu cred că aici este discuția, în vârsta la care se votează, pentru că sunt oameni absolut maturi la 15-16 ani și sunt oameni care nu ajung să se maturizeze niciodată. Și atunci, așa cum majoratul este o convenție socială și posibilitatea de a vota la această vârstă e de asemenea tot o convenție. Și atunci soluția ar fi în gradul de informare publică în legătură cu asta și nu atât în posibilitatea de a vota. Bine, eu mărturisesc că nu-mi imaginez un tânăr, că e la 16, că e la 18, că e la 25 de ani, poftim, care să stea toată ziua călare pe site-urile de legislație, să urmărească monitor oficial, să stea să urmărească activitatea fiecărui politician. Nu cred că cineva face așa ceva vreodată, nici măcar când e matur sau adult, decât dacă are vreun interes foarte punctual și așa mai departe. Dar în psihologie există ceva ce se numește orizont de aprehensiune, adică îți ții mintea cumva deschisă și interesată de subiectele alea, ești cu un ochi, cu o ureche acolo. Ai mai auzit că a spus un politician ceva, că a făcut un politician altceva. E important, cred, să rămânem atenți la viața publică, pentru că la un moment dat o să unim punctele, da? Ca să zicem așa, în anumite momente critice. Domnul profesor universitar de filozofie Ion Corduneanu are, cred, o întrebare, dacă interpretez bine mânuța aceea ridicată acolo. Așa că rog să ne întrebe. Bună seara tuturor! Am ezitat să intervin, pentru că discuția e foarte faină și mi-e teamă să n-o stric cu ce vreau eu să întreb. Ne asumăm riscul ăsta. Eu am înțeles de la începutul discuției că tinerii sunt foarte încrezători în atitudinea lor de generație, să zic, referitoare la implicarea
în politică și în această acțiune, activitate civică, aceea de a vota și de a fi interesați de politică. Dar înainte de a pune întrebarea, vreau să vă dau câteva informații, cred, foarte importante, pe care le iau dintr-un sondaj de opinie din septembrie 2020, făcut de Institutul Român pentru Evaluare și Strategie. Se pare că e un institut destul de serios, l-am văzut citat și pe mass media, și înainte și după alegeri. Și sondajul ăsta se referă la comportamentul electoral și opțiunile de vot în municipiul Galați. Imediat o să vină și întrebarea. Vreau să vă dau mai întâi cifrele. La întrebarea cât de mulțumită sunteți în general de felul în care trăiți, atenție, e pe municipiul Galați. Tinerii în grupa de vârstă 18-35 de ani, La opțiunea destul de mulțumit, răspund 73%. Iertați-mă că observ, dar generația 18-35 de ani e foarte puțin pretențioasă cu politicienii care o reprezintă, cel puțin pe municipiu și județul Galați, pentru că la un moment dat cifrele astea se coroborează. La întrebarea dumneavoastră cât de sigur sunteți că veți merge la vot la alegerile locale de duminică 27 septembrie, 72% răspund sigur voi vota. Și acum pe grupă de vârstă, între 18 și 35 de ani, sigur voi vota 77%. După cum bine știm, acum o să mă uit pe rezultatele finale referitoare la prezența la vot, pe municipiul Galați au votat 36,37%. Și acum întrebarea este, da, e o situație foarte ciudată. A intervenit ceva între timp. A intervenit ceva, da? Întrebarea este cum își explică tinerii, da? Deci 77% care merg la vot și procentul ăsta se păstrează la vârsta 36, între 36-50 de ani, 74% sunt siguri că merg la vot, 51-65, 72% sunt siguri că merg la vot, peste 65, 60% sunt siguri că merg la vot. Deci oricum avem procent, hai să zic în medie, peste 70%. Ori prezența la vot pe municipiul Galați a fost 37%. Cum vă explicați voi lucrul ăsta? Eroarea sondajului este de plus minus 3,8. Asta ca să nu să n-avem o întrebare de genul ăsta. Că dacă e eroare, dacă sondajul nu e făcut bine. Da, mulțumesc pentru întrebare. Adică, uite, ca să fiu un pic malițios și iarăși să vâr așa un bețigaș prin gard, nu cumva avem multă stofă de politician la oamenii ăștia care spun cu 3 zile înainte de alegeri că merg la vot, după care nu mai merg? Cum vedeți lucrurile astea? De ce crezi tu, Robert, că oamenii spun ceva și după aia nu mai fac? În privința votului așa. Sigur, întrebarea e grea pentru că ar însemna să vă puneți în mintea lor, dar poate lansăm o ipoteză, nimic mai mult decât atât. Da, eu mă gândesc că foarte mulți dintre oameni, așa cum s-a mai afirmat, sunt destul de indulgenți cu clasa politică și cu ceea ce se întâmplă, poate prea indulgenți, adică au spus că sunt mulțumiți și că vor merge la vot, dar se uită că ei tot mulțumiți sunt și nu mai are rost să meargă la vot, că până la urmă ei sunt mulțumiți așa cum e, chiar dacă de fapt nu ar trebui să fie mulțumiți, ar trebui mereu să vrea mai mult, pentru că acum detașându-ne de politică și în psihologie, e normal să-ți dorești să
evoluezi până la urmă, nu trebuie să te mulțumești așa cu orice, pentru că știi că în situația asta chiar se poate mai bine, chiar poate fi o gândire rațională care să te ducă la mai bine, mai ales în ceea ce privește municipiul Galați, așa cum s-a afirmat că a fost realizat acest sondaj. Am înțeles, mulțumesc. Ok, alte păreri. Ce crește? De ce au spus una și au făcut alta? Nu știu, mă sperie diferența de numere. Da, e chiar mare. Mă sperie foarte tare, pentru că nu știu dacă am spus la Mate Info, adică eu țin mult la numere. Pe mine mă sperie extraordinar tare diferența asta, pentru că încep să mă gândesc ce e mintea noastră de fapt. Adică cum putem să afirmăm ceva și să facem cu totul altceva și după aia să ne plângem că, bă, dar trasa nu se duce nicăieri, efectiv. Nu pricep logica la asta. Pentru că nu poți tu ca persoană să spui, ok, da, merg la vot și în ziua votului tu să nu te duci, să bagi un motiv stupid. Adică mi se pare că, efectiv, ori nu ne pasă, ori ne e frică de ceva și nu rezezi de cine e frică încă, dar probabil și asta merge, ori, efectiv, ne batem joc de țară. Nu știu, alte motive nu găsesc. Eu n-am fost la Mate Info, m-a ferit Dumnezeu. Am fost la, mă rog, un profil uman și, mă rog, ca omul care a studiat psihologie, pot să spun că explicația fenomenului ar putea fi ceea ce psihologii numesc disonanță cognitivă. Disonanța cognitivă e o stare în care susținem la fel de convinși două lucruri care nu pot fi simultan adevărate. Și nu ne dăm seama, le susținem foarte, da, foarte sigur pe noi. Și profesorii spun la asta, o să constatați în discursurile de absolvire că profesorii or să vă ureze în același timp să vă luați borul comparându-vă cu niște păsări și să nu vă uitați rădăcinile comparându-vă cu niște copaci. Eu întotdeauna m-am întrebat cum arată o pasăre cu rădăcini. Nimeni nu mi-a răspuns încă la întrebarea asta. Nu cumva, dezvolt eu un pic întrebarea domnului profesor, nu cumva, de fapt, disonanța asta cognitivă, diferența asta de numere de care vorbește Ștefi, vine de fapt dintr-o problemă mai adâncă decât atât? Pentru că, sigur, nimeni nu se așteaptă ca la 18 ani să fie de o seriozitate incredibilă. Chiar nu. Era un vers, mi se pare, din Arthur Rimbaud, care spunea: aveam 20 de ani și cât puteam fi de serios, sau ceva de genul ăsta. Ok. Întrebarea ar fi, și neliniștea mea mai degrabă ar fi, nu cumva avem de a face cu o problemă mai profundă aici, cu un soi de neseriozitate, nu știu, la nivel populațional, așa, mai degrabă cu trăsătură psihologică națională decât cu problema unor tineri ca atare. Poate nu, eu sper că nu, dar cine știe. Cum vezi lucrul ăsta, Aura? Întreb, cum crezi tu că ăsta treaba? Cred că nu. N-am ajuns în punctul în care să-mi pot explica, mai ales că vorbesc din perspectiva unei eleve de 16 ani. Nu am ajuns în punctul în care să pot să votez măcar, dar cred că nici cei care au ajuns în punctul respectiv și au ales să voteze nu își pot explica respectivul sondaj și să interpreteze cam care au fost gândurile și motivele din spatele acestei decizii. Pot cumva să dau vina, să zic așa, pe lipsa de informare și pe, într-o oarecare măsură, și pe vârsta respectivă. Adică suntem la vârsta la care suntem tentați de ideea de nou și de descoperire a mai multor categorii de activități și așa mai departe, însă în același timp cum ne dorim să facem un lucru, la fel de repede ne și răzgândim sau nu putem concretiza concret care sunt aspectele care ne determină să facem o anumită acțiune și care ne determină să nu facem respectiva acțiune. Adică, cumva, nu e ceva ce poate fi explicat nici din perspectiva mea, nici din perspectiva celorlalți invitați, cred. Adică mă gândesc că nici
domnul Cordoneanu nu are neapărat un răspuns la întrebare, ci pur și simplu ne putem exprima anumite opinii. Eu bănuiesc chiar că de-aia v-a întrebat pe voi, pentru că nu are un răspuns la întrebare. Acum e posibil să mai fie ceva. În general, noi punem pe toate lucrurile pe care le facem, punem un anumit preț, care poate fi mai mare sau mai mic. Poate că mulți dintre cei întrebați chiar intenționau să fac asta, dar la cea mai mică bătaie de vânt, da, la cea mai mică tentație un pic mai substanțială de atât, au decis că nu pierd mare lucru nemergând la vot în ziua aceea. Bun, nu știu dacă realizați, dar vorbim de aproape 2 ore. Din punctul meu de vedere, timpul a trecut foarte, foarte repede și ne apropiem de final, dar nu înainte să-i dau cuvântul lui Radu George Pavel, care vrea să spună câteva cuvinte. Te rog, Radu. Bună seara, vreau să vă întreb dacă mă auziți prima dată. Eu te aud. Ok, mulțumesc. Mulți nu mă cunoașteți, am întârziat o oră, am fost la cursuri până acum. Eu sunt fostul elev al doamnei Geru, prezent în seara aceasta. Datorită dumneavoastră am oferat de această întâlnire. Am terminat la RMK și acum sunt student în anul 3 în Olanda. Am părăsit praiurile românești. Ați întrebat de o problemă și să știți, chiar m-am gândit la lucrul acesta recent, datorită alegerilor parlamentare și am votat prin corespondență, am trimis plicul deja acum de câteva zile și am ajuns la o concluzie referitor la această problemă datorită unui mesaj. Am întrebat un coleg de la facultate, olandez, e născut, trăit aici, l-am întrebat ceva despre un politician de-al lor, datorită faptului că respectivul politician a adresat un mesaj unui alt politician din România. Nu-i voi da numele, ei aveau o prietenie. Am pe principiu că spune-mi ce prieteni ai ca să-mi spui, ca să-mi dau seama cine ești. L-am întrebat ce știe despre respectivul politician. Am intrat în conversație, mulțumesc, și mi-a spus ceva. Și în momentul ăla am ajuns la concluzia aceasta, la finalul conversației mi-a spus un ultim lucru, votează cu inima și adu-ți aminte că e decizia ta. Și în momentul ăla mi-am dat seama că este părerea mea, că noi ca țară, ca popor, nu avem cultura votului față de cum se întâmplă în alte țări. Nu avem, nu e în noi. Când mi-a spus să votez cu inima, am fost șocat. Pentru că până acum, cu orice persoană vorbisem, inclusiv cu mine, dacă pot spune asta, mergeam pe principiu să votez cumva cu răul cel mai mic sau să votez ca să ajut și tu, să votez pentru că trebuie să votez. Când mi-a spus să votez cu inima, am fost șocat. Pe moment ăștia am înțeles la ce se referă, sincer. Și după mi-am dat seama că ei au cultura votului. Și chiar am testat și am întrebat oameni, dar vă dați seama, nu la întâmplare pe stradă, oameni pe care îi cunoșteam, prieteni, olandezi. I-am întrebat despre politic, i-am întrebat cu cine votează. Indiferent, deci undeva de la 16 până la 20 de ani am întrebat, cam atât am și cunoscut. Nu spun că toți erau super informați, cum a spus dumneavoastră, nu toată ziua stăteau cu ochii în monitor oficial, nu era nimeni. Dar toți știau cu cine votează și știau de ce votează cu persoana sau cu partidul respectiv. Știau ce vor și erau relativ informați, aveau cumva ochii deschiși spre acest subiect. Majoritatea, eu n-am auzit pe unul să nu știe. Și făcând o comparație cu discuțiile din România, cu tineri sau chiar și cu adulți despre politică, s-a simțit așa o discrepanță. Aici e cultura votului, ceea ce la noi lipsește.
noi votăm pentru că trebuie să votăm, votăm cu răul cel mai mic, votăm că poate mai scăpăm de niște taxe sau votăm că așa ne-a zis cineva. Aici se votează și nu numai eu mi-a spus asta, că v-am spus că am intrat în discuție și cu alții, se votează cu inima, se votează pentru că e decizia lor și ei țin la a vota. E o cultură, pe lângă, normal, cultura țării, au și chestia asta, cultura votului. Asta, concluzia și asta am ajuns eu. Și cred că asta e una dintre primele foarte mari la noi. Noi nu avem cultura votului. Asta, din nou, aceasta este concluzia mea. Mulțumesc foarte mult, George. Mie mi se pare excelentă, extraordinară chiar intervenția ta, pentru că aduce în discuție o chestie foarte puțin discutată la noi. Și cred că ai observat foarte bine. Cine Dumnezeu își pune problema inimii când e vorba de vot? Noi românii suntem mai pasionali, așa, când zicem de inimă, inimioară, ne gândim la chefuri și la iubiți și iubite. Dar cum să pui inima în povestea cu votul? Și totuși, puține lucruri în democrațiile mai consolidate și mai stabile pot trezi totuși asemenea pasiuni ca votul. Poate nu pasiuni arzătoare, pentru că mie mi se pare că la noi lumea se împarte cumva în indiferenție absolut și cei care ar fi în stare să ucidă pentru partidul propriu sau ideile proprii. Ori probabil că e nevoie de o cultură mai moderată a inimii. Și dacă tot ai pomenit inima, adică până la urmă, cum să-i spun, fiorul afectiv, nu? Care ne îndreaptă către un anume vot. Aș pomeni și eu un psiholog și filozof american care a scris memorabil despre asta. Mă refer la Jonathan Haidt, H-A-I-D-T se scrie, care are o carte dedicată exact acestui subiect, o carte, după părerea mea, esențială, fundamentală pentru orice om politic sau nepolitic interesat de cum funcționează politica, și care se numește Mintea Moralistă, care arată că de fapt oamenii sunt îndreptați către anumite opțiuni politice de sentimentele lor profunde, de emoțiile lor profunde, de acele gut feelings pe care le pomenim când și când. Și mă rog, nu o să mă apuc acum să fac o recenzie de carte pe finalul întâlnirii noastre, însă o recomand din suflet tuturor, s-a tradus și în limba română. Și este o carte esențială. Da, inima, fie că vrem, fie că nu vrem, e în povestea asta. Haidt folosește o metaforă superbă. Spune că, de fapt, psihicul nostru este un elefant intuitiv și emoțional care este călărit de un ins mai schilod, așa, și, dar care gândește foarte bine. Sigur, metafora e veche în filozofie, nu e, n-a inventat-o Haidt. Însă de ce un elefant? Pentru că elefanții sunt ființe care nu pot fi dresate. Ca și urșii, elefanții pot fi îmblânziți, pot fi aduși până într-un anume punct, dar nu pot fi niciodată dresați în totalitate. Și atunci, spune Haidt, când elefantul nostru emoțional ne o ia razna și ne duce într-o anumită direcție, călărețul de pe elefant ce face? Găsește justificări și spune: da, măi, uite, exact încolo voiam și eu să merg. S-ar putea să votăm mai degrabă conservatori decât, știu eu, progresiști sau mai degrabă liberali decât socialiști și așa mai departe, sau mai degrabă, știu eu, cealaltă identitate ideologică, pentru că un elefant emoțional ne îndreaptă în direcția aceea. Bun, pentru că, repet, ne apropiem de 2 ore de când am început întâlnirea și cam 2 ore era orizontul de timp pe care ne-l propusesem, aș vrea să dau un ultim cuvânt vouă, invitaților, în primul rând. Oricare dintre voi simte nevoia să aibă o intervenție pe final,
rog tare mult să o fac acum. Eventual, nu știu, un mesaj, un gând, un slogan, un comentariu, ceva care să ne lase fericit elefantul intuitiv, ca să spunem așa, la finalul întâlnirii noastre. Cine ar vrea să facă chestia asta? Am să preiau tot eu. Am văzut că în seara asta am fost un pic mai curajoasă. Și vreau să vă mulțumesc, în primul rând, pentru oportunitatea frumoasă de a ne aduna împreună în seara asta. Mă bucur că i-am cunoscut pe colegii mei ca pe niște oameni atât de implicați și de serioși, care cred în ceea ce spun și care cu siguranță vor merge la vot, asta ca să fac o paralelă cu sondajul. Mie îmi dă foarte mult curaj să văd că generația din care fac parte e reprezentată de astfel de tineri. Și nu știu dacă am o concluzie, e evident că ceea ce trebuie să facem este să ne asumăm rolul de buni cetățeni și să mergem să votăm cu inima sau cel puțin pentru început în mod rațional, până când vom ajunge să simțim că ne asumăm asta din patriotism, un concept la care cu greu cred eu că putem avea acces și doar în urma unei experiențe îndelungate. Și mai mult decât atât, îmi doresc ca peste ani să simțim că discuția din seara asta a avut rost și că trăim într-o țară mai bună, așa cum ne dorim cu toții. Mulțumesc foarte mult, Maria. Chiar un mesaj puternic și empatic și cald. Bun. Dacă voi vreți să mai spuneți ceva, Ștefi, zine ceva așa, marcă înregistrată, ceva zglobiu și optimist. Da, știți că nu sunt optimistă, nu m-ați găsit persoana potrivită. Ce pot să zic? Când sunt optimist în privința. Eu nu aș fi. Când mi-a spus doamna Vasiliu că veți particip la genul din întâlnire, era ceva de genul, ok, vom vorbi despre cărți, chestia mea preferată. Și am rămas uimită de cât de multe chestii știu despre vot, fără ca măcar să îmi pese suficient de mult. Adică mă gândeam că, mamă, eu sunt aici mică, nu știu nimic, n-am făcut nimic, nu pot, n-o să fac, n-o să dreg. Și chiar mă bucur că sunt susținută, adică că generația mea este oarecum baza și că noi chiar putem schimba ceva. Adică mă gândeam că, mamă, nu o să putem schimbăm nimic, adică noi avem percepțiile noastre, avem gândirile noastre, dar nu o să putem să punem cap la cap, o să ne certăm, fie că așa suntem noi, generația Z, nu ne certăm mereu. Așa, dar aparent nu, chiar ne-am înțeles și chiar îmi place asta și îmi place atitudinea asta și veselia asta, dar tot nu o să fie mai pozitivă. Am înțeles. Ok. E important să fii hotărât așa și când ai decis să fii supărat și pesimist. Da. Să, nu? Oricum, cum spuneai tu, sper și o să aibă efecte întâlnirea din seara asta. Cu siguranță o să fiți între cei 77% care vor spune că vor vota sigur. Acum o să vedem dacă și mergeți. Emma, un gând de final. Eu nu prea. Dacă vreți ceva încurajator, nu. N-au zis de la mine. Nu știu, doar când ne gândim dacă să mergem la vot și de ce să mergem la vot, să ne amintim de Grecia antică și de grecescul Idiotes și să ne gândim încă o dată. Atât. Și vă mulțumesc. Mare, mare plăcere. Robert? Da, i-aș invita pe tineri să se solidarizeze în continuare pentru că sunt pe un drum bun și să se ferească, chiar vreau să vă spun, există conceptul opus acelui de solidarizare, este imunitatea eu-ului atunci când fiecare spun lasă că nu eu, lasă că nu eu și de fapt nu votează nimeni. La asta duce, pentru că un vot... El ca număr, ca unul, nu contează în sine, dar dacă fiecare spune că un vot nu contează, atunci vom ajunge ca să nu,
ca de-a dreptul să fie inutil ceea ce facem și acțiunea noastră. De aceea, tinerii trebuie să înțeleagă că doar uniți au foarte multă putere și nu numai tinerii, toți oamenii în general. Toate bune! Da, mulțumesc, Robert, și aș adăuga așa un scurt comentariu al meu. În general, lucrurile bune, eu cred că se fac cu logica numerelor mici, nu cu logica numerelor mari. Da. Așa gândesc și profesorii adevărați, din punctul meu de vedere, pentru că poți să intri în clasă, cum să spun, dispus să faci un pic mai bună mintea sau viața acelui elev cu care intri în contact sau să te gândești că nu contează la nivelul unei generații până la urmă chestia asta. Dom'le, oricum e o generație care nu face, nu drege, prin urmare de ce să mă chinui eu? Nu? Scriitorul israelian Amos Oz folosea acea metaforă superbă a ordinului linguriței. Da? Când ceva se inundă, poți să constați că nu ai nicio cale să rezolvi aia sau să iei o linguriță și să dai apa la o parte cu lingurița. Lingurița contează și lumea e plină de oameni care aparțin acestui ordin mondial al linguriței și cred că la ei trebuie să ne gândim. Aura? Eu mă bucur foarte mult că am avut ocazia să particip la această dezbatere și sper că paleta diversificată de opinii și moduri de transmiterea respectivelor opinii să influențeze cumva tinerii care au urmărit dezbaterea, nu neapărat, după cum ați menționat și dumneavoastră, să voteze, pentru că unii poate nu au respectiva vârstă sau pur și simplu aleg să nu o facă, ci pur și simplu să încerce să fie implicați și să se informeze referitor la ceea ce se întâmplă în jurul lor. Mulțumesc mult pentru invitație și le mulțumesc și colegilor mei care au vorbit în această seară și invitațiilor și care au adresat întrebări. Mulțumesc și eu foarte mult, Aura, nu numai pentru seara asta, ci pentru sprijinul constant pe care l-am și l-avem în tine și în Consiliul Elevilor. Și dacă am trecut leapșa asta de despărțire pe la fiecare invitat, rog și pe Vali să ne spună câteva lucruri. La final nu se aștepta, după reacție, însă Vali e cel mai înțelept dintre noi, să știți, cum să spun, dezvălui acum chestia asta. Și cum psiholog fiind, știu printre altele că finalul unei întâlniri este cel care parafează calitatea totală, uite, îl las pe Vali să spună un gând de despărțit. Mulțumesc mult. N-am cum să mă ridic la nivelul intervențiilor pe care le-au avut tinerii în seara asta. Au fost extraordinare. Pentru mine sunt o sursă de inspirație. Mă bucur să văd atâta profunzime și atât de multă disponibilitate spre implicare. Și o să-mi permit să spicuiesc așa câteva lucruri pe care le-au spus. Mi-a plăcut foarte mult ideea asta a construirii unui soi de numitor comun. Și cred că este foarte important. Eu sesizez asta ca problemă, faptul că ne împărțim din ce în ce mai mult între ei și noi. Ei pot să fie politicienii care sunt murdari, sunt corupți, iar noi suntem poporul victimă. E clar că ăsta nu este un mod de a gândi. Schimbarea o face fiecare dintre noi. Nu are sens să ne gândim că alegem între două rele. Alegem între două alternative. Sunt alternativele pe care le avem la dispoziție. E important să alegem între ele pentru că pe ele construim. Pe altceva nu putem construi. Mai mult decât atât, am ajuns în situația asta în care votul nu mai este o mistrie cu care să construiești, este un baros cu care să dărâbi. Și poate că nu e abordarea cea mai bună. Nu vreau eu să dau lecții aici, ci pur și simplu am tras asta din ce au spus invitații în seara asta. Cred că e important să cântărim într-un anumit fel cu cine votăm.
nu ne așezăm, nu ne încolonăm neapărat în spatele unui politician sau în spatele unei ideologii. Nu găsim în vot un motiv de harță, un motiv să ne certăm cu familia. Găsim alte motive să ne certăm cu ei, nu neapărat votul. Democrația nu e neapărat o luptă perpetuă între minoritate și majoritate, ci mai degrabă un mod de a gestiona deciziile între minoritate și majoritate. Iar minoritatea se face auzită în democrație, nu doar majoritatea decide tot timpul. Ce e foarte important, nu intru în tabăra unui politician. Nu mă așez în spatele lui cu făclia aprinsă ca să plec la război. De fapt, trebuie să mă gândesc pe care politician îl aduc în tabăra mea. Pentru că eu am tabăra mea. E tabăra mea, tabăra oamenilor care susțin lucrurile în care cred și eu. În ea nu sunt doar politicieni. Sunt oamenii de care îmi pasă, sunt prietenii mei, sunt oamenii alături de care mă implic în zona civică. Ei, în tabăra asta poate intra un politician. Și politicienii trebuie să facă efortul să intre în tabăra mea. Nu trebuie eu să mă înrolez în tabăra lor. Pentru că, în realitate, în tot procesul ăsta central sunt eu, ca votant. Eu sunt cel care deleg puterea pe care o primesc la 18 ani și o deleg cuiva care va lua decizii pe baza puterii pe care o dau eu. Da? Deci pivotul aici sunt eu și de-aia ies la vot. Nu ies la vot pentru că mă trage afară un politician să servesc cu ideologie. Ies la vot pentru că sunt convins și mă informez, exact cum spuneați voi, că omul ăla poate fi în tabăra mea și că susține tabăra mea. E perfect valid, așa cum spunea și Doru, să votez în funcție de interesele mele. Mi se pare extrem de important. Mai vorbea cineva despre zvonuri. Iarăși, cred că cel mai simplu mod de a identifica o angoasă este să-i cauți miezul. Angoasele nu au miez tare. Sunt cețuri otrăvite. Iar dacă vrei să rezolvi o problemă, trebuie să te lovești de miezul ei tare. Dacă te lupți cu o angoasă, nu o să faci altceva decât să intri într-o ceață de asta toxică și ceața asta te cuprinde ușor, ușor. Și a mai fost încă un lucru foarte important. Lumea a spus despre cum se cern lucrurile și cum ușor, ușor, cu trecerea timpului, se schimbă generații și lucrurile se cern. Am o precizare aici. Lucrurile nu se cern. Nu e diateza reflexivă. Lucrurile sunt cernute. Le cernem noi, le cerneți voi. Și e foarte important să începem să le cernem toți. Cu cât mișcăm sita asta mai bine, cu atât lucrurile se cern mai bine. Pentru că auziți discursul despre liniște și lumea spune, e important să fie liniște. Într-un cimitir e liniște și e frumos și e curat. Și singurii care nu pleacă de acolo sunt morții pentru că nu au cum. Pe un șantier nimeni nu strigă liniște. Zgomotul e normal. Și de fapt și de drept asta facem acum. Noi pornim un șantier sau îl continuăm. Și nu construim o casă, construim o țară. E dita mai șantierul. Și cred că ăsta e un lucru important de precizat. Iar legat de mască și de votatul în siguranță, cred că sunt puține moduri mai directe și mai facile de a te implica. Pentru că, dragă tânărule, de 18, 19, 20 de ani, care ești învăluit de mantia asta de invulnerabilitate, de care COVID-ul se sperie pur și simplu, te vede plin de energie, exuberant. Dragă tânărule, faptul că tu alegi să porți mască îmi spune mie că îți pasă de părinții mei, că îi protejezi pe ei. Și sincer îți mulțumesc pentru asta și ai tot respectul meu. Să votăm așa, în condiții de siguranță, înseamnă să bifăm două lucruri foarte, foarte importante. Să ne implicăm în comunitate, să ne implicăm în viitorul nostru și să arătăm că ne pasă de părinții celor de lângă noi, pe care nu-i cunoaștem. E un lucru pentru care țin neapărat să le mulțumesc celor care aleg să procedeze așa. Eu nu vreau să vă mai rețin, cam asta am avut de spus. Mă bucur mult că am avut ocazia să particip la dezbaterea asta și sper din toată inima să am șansa să vă văd peste ani și să văd cum ați evoluat. Mii de mulțumiri! Vei avea, Vali, îți promit eu, stau cu ochii pe ei,
dacă asta e. Au avut ghinionul să mă cunoască, nu mai scapă de mine acum până la final. Cred că sunteți de acord, nu? Că Vali e unul dintre cei mai buni speaker pe care ați auzit vreodată și nu știm de ce nu face mai serios treaba asta, în loc să se ocupe cu chestii de astea fără viitor, cum ar fi IT-ul. Ok, ca să spunem așa, Doina, ție îți revine ultimul cuvânt cu care o să și încheiem întâlnirea din seara asta. Încă o dată eu vă mulțumesc tare mult, sunteți incredibil, fără niciun fel de glumă, nu laud ușor, nu folosesc superlative doar ca să mă aud vorbind. Literalmente așa vă văd și așa vă simt și pe mine unul mă umplez de optimism și de energie, fără niciun fel de glumă. Doina, te rog. Eu sunt realmente emoționată și vreau să vă spun că, în afară de mulțumiri că ați participat, eu vă sunt foarte recunoscătoare că ați venit și vă mai așteptăm la noi, la Casa Corpului Didactic, la dezbateri și pe alte teme. Și vreau să vă fac o urare, dragii mei tineri. Vă urez să să întâlniți în viața voastră viitoare profesori care să vă merite. Și atât. La revedere! Mulțumesc și eu și la revedere tuturor. Vă salut. Sunt totalmente în asentimentul Doinei. Casa Corpului Didactic din Galați și probabil și altele din țară, și la Buzău se întâmplă lucruri minunate. E un spațiu deschis oricând pentru voi. Nu e o instituție moartă, încremenită și care unde... Mă întreba la un moment dat cineva, auzi, de acolo vin inspectorii? Nu, inspectorii vin de la inspectoratul școlar. La Casa Corpului Didactic suntem alții, dar... E mai puțin important. Important e ca voi să rămâneți cu sentimentul că e un loc deschis pentru voi. Abia aștept să termine pandemia, să folosim holul ăla mare pentru tot soiul de chestii și chiar o să facem tot soiul de lucruri acolo. Trebuie să fie viu spațiul ăla și abia aștept să vedem așa. Mulțumesc încă o dată tuturor pentru participare. Și ne revedem peste câteva zile, pe 23, cu o nouă dezbatere la care sper din suflet să participați cu toți. La revedere! La revedere! La revedere! La revedere! La revedere!